salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial, eu sunt Genu Astăzi o să facem un video tutorial despre cum putem începe cel mai bine noul wipe Nu se știe încă exact când o să fie noul wipe, dar cu siguranță nu o să mai fie foarte mult până atunci Este o chestiune de o lună, maxim două din punctul meu de vedere Nu s-a anunțat niciodată, deci nu știm exact când o să fie Dar după Experiența pe care o am pe Tarkov cred că undeva între una și două luni o să mai dureze până când o să se wipeze conturile. Așadar, principal pentru persoanele care au început jocul de puțin timp și o să fie la primul wipe practic care o să se facă, o să vă dau așa câteva tipsuri despre cum să vă organizați și cum puteți face ca să ieșiți cât mai bine ca să zic așa. În primul și în primul rând, lucru probabil cel mai greu și cel mai complicat pentru toți la început de wipe este stash-ul, spațiul în stash. Mai ales dacă ai uh, una din versiunile inițiale, din primele versiuni ale jocului, unde uh, cu atât mai mult uh, spațiul tău în stash este limitat, trebuie să știți cum să te organizezi cât mai bine posibil ca uh, să nu, nu ai probleme cu, cu spațiul și să poți merge cât mai repede posibil înainte. De ce cât mai repede posibil înainte? Pentru că uh, făcând cât mai multe quest într-un mod cât mai rapid crești levelul, ul automat deblochezi vendorii de unde poți după aceea să îți mult mai ușor cu trade-urile lor case de genul, dar și pentru că sunt quest la care primești uh, unele din aceste case-uri. Deci este foarte bine ca la început de wipe să încerci să te bazezi cât de mult posibil pe questuri, pentru că e și mai ușor să le faci, mai ales că na, toată lumea e la început, multe persoane care iasă doar cu un pistol, copac, pe ei sau ceva foarte lejer și atunci o să fie foarte ușor și pentru tine să îți faci questurile, să mergi pe hartă și așa mai departe și să faci level rapid. Acum, cum ar trebui să ne organizăm noi uh, stash la început de joc? Bineînțeles, în primul și în primul rând, trebuie să uh, Fim atenți la ceea ce ținem și la ceea ce nu ținem. Obiectele care nu sunt importante la început de joc nu are rost să le ținem, deoarece o să fie multe uh, ranuri pe care noi o să le facem până în momentul în care ajungem să folosim anumite obiecte. Adică trebuie să știm care sunt obiectele pe care trebuie să le prioritizăm. Care sunt obiectele pe care noi trebuie să le prioritizăm? Unele obiecte sunt cele care o să ne ajute să ne facem upgrade în hideout-ul nostru, pentru că hideout-ul este foarte important. Eu, de exemplu, primul lucru pe care îl fac în momentul în care se wipează contul, încep și joc, încep să fac quest-uri, dar totodată încep să încerc să adun cele necesare pentru a face uh, hideout-ul, să încep să-l dezvolt până în momentul în care am lavatorii care îmi permite să craftez uh, acest Lucky Scarf Jump Box. Pentru că în momentul în care avem un Lucky Scarf Jump Box, totul este mai ușor. Adică putem să aruncăm totul în acest Lucky Scarf Jump Box, după cum puteți vedea la mine în inventar. Foarte mult spațiu și atunci toate itemele de care noi după ce o să avem nevoie o să le putem pune aici. Spațiul este foarte mare și o să fie totul mai, mai easy. Dar până atunci trebuie să fim foarte atenți. Și de aceea, unul dintre lucrurile importante, și pe care eu mă bazez la început de wipe, este să colectez itemele care sunt necesare pentru hideout. Și colectez de ce? Pentru că poți să spui, ok, poți să cumperi obiectele. Ei, pentru cine este la început de joc și nu știe cum este un wipe la început, o să vedeți că în momentul în care o să se wipeze contul, obiectele care o să fie necesare la început pentru a, a dezvolta hideout-ul, sunt foarte scumpe. Adică vorbim, de exemplu, de vents, o să ai nevoie la un moment dat de 15 bulbs de becuri și prețurile pot să fie de 70-80 de K pe, pe un bec, când în mod normal prețul e de 6-7-8 K, nici nu știu exact cât este, dar un preț foarte mic. Deci de aceea încerc să le colectez pentru că costă foarte mult la început de wipe să cumperi acele obiecte. Așa că ne bazăm pe obiectele respective. Eu personal mă acces foarte mult pe obiectele astea, repet, până în momentul în care reușesc să am uh, acces la lavatorie unde pot să craftez Lachiscaf Jambox, în momentul în care am reușit să-mi craftez Lachiscaf Jambox. Totul devine mai ușor și mai lejer pentru mine. De acolo, joc într-un mod uh, diferit. Un alt tip pe care pot să vi-l dau este să încercați să găsiți riguri cât mai uh, mari cu putință, fără să le duceți în uh, riguri sau armure, riguri, fără să le mai duceți cu voi în, uh, în raid. Deci, le țineți ca un container. Vezi, de exemplu, am acest rig, sunt riguri mult mai mari decât ăsta ca spațiu intern, ca să zic, ca inventar intern, dar este un rig care este de 3x3, deci 9 pătrate, și aici avem 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 spații. Deci, în loc de 9 spații, noi avem 18 spații. Așa că un alt lucru pe care eu îl fac la început de joc când am probleme cu gestiunea inventarului din cauza spațiului este toate rigurile mari pe care le găsesc, să le adun, le țin în stash la mine și le folosesc pe post de containere pentru toate obiectele pe care le strâng. Iar ultimul lucru de care vreau să vă vorbesc foarte important și de care trebuie să țineți cont este cel de questuri. Pentru că noi, de-a lungul questurilor, o să avem unele questuri în care trebuie să. Adunăm, să luăm un anumit obiect pentru un vendor uh, dintr-un anumit punct precis de pe o hartă și să-i dăm. O să trebuiască gen să omorăm scav sau player în diferite moduri sau așa mai departe, dar totodată o să trebuiască să-i dăm niște obiecte find in raid. Sunt diferite obiecte pe care trebuie să le adunați, ele cer find in raid, tu poți să le dai la vendor și așa treci questul mai departe. Pentru obiectele respective. Uh, Puteți să vă ghidați, este foarte important ca de la început să le adunați, mai ales că sunt unele obiecte care nu sunt foarte. Uh, nu, nu se găsesc foarte ușor. Sunt destul de rare. Și atunci este bine ca în momentul în care tu găsești acel obiect, știind că trebuie pentru un quest, un quest care nu e foarte îndepărtat, este foarte bine ca tu să ții obiectul respectiv uh, undeva deoparte, în stash-ul tău. Ca mai apoi, când o să ai questul respectiv, să poți să-l dai și să treci foarte repede de questul respectiv, să mergi mai departe. E o metodă foarte bună uh, care te ajută foarte repede să crești levelul, să faci multe quest-uri, să-ți ridici vendori și așa mai departe. Dacă tu nu aduni din timp uh, itemele respective, pentru că crezi că nu sunt de folos în momentul ăla, o să ajungi după aceea în momentul în care o să ai questul respectiv și o să te chinui poate 2-3 zile la rând să cauți cele 3-4-5 obiecte care sunt cerute de, de, vendor. Și atunci este bine să le acumulezi de la, de la, început. De asta spun că gestionarea stash-ului este destul de importantă. Eu personal, de exemplu, prefer să renunț nu știu, la o armă semi-bună, ca să zic așa, cum normal, dacă este un M4 full modat, îl iau. Dar dacă este o armă semi-bună sau... Uh, nu știu, o armură clas 4 și așa mai departe și știu că nu am foarte mult spațiu în, uh, în hideout, prefer să renunț la armura respectivă, dar să am loc să-mi țin itemele de care am nevoie, să mă ajute să mă ridic repede, pentru că după aceea o să am vendori de partea mea unde pe bani puțin, adică mult mai puțin decât dacă aș cumpăra de pe flea market, pot să-mi cumpăr armuri mult mai bune uh, attachment-uri pentru arme să le modez și așa mai departe. Acum, cum înțelegem care sunt uh, obiectele necesare uh, pentru quest -uri. Pentru că trebuie să le știm, nu putem să mergem pe YouTube să vedem toate videourile, pentru că oricum le-am uitat dacă le-am vedea pe toate și cam singura soluție ca să zic așa ar fi dacă te gândești așa să te apuci să le scrii pe foaie. Nu este necesară chestia asta pentru că este un site Wikitarkov unde avem toată lista practic de questuri cu ceea ce trebuie să facem și așa mai departe. O să vă las, las linkul în descriere, o să-l aveți acolo jos ca să puteți să intrați. Puteți și să căutați pe Google, este de ajuns să scrieți Wikitar Quest și la primul link intrați și eu o să vă arăt acum despre ce este vorba. Aceasta este pagina și puteți să mergeți pe ultima. Poza de aici, Quest Lines Overview with Items. Așa putem să vedem și itemurile. Putem să deschidem poza respectivă, să-i dăm zoom și să facem cum vrem și ce vrem. Bun, acum, aici o să aveți prapor O să încerc să... prea mult. Ok. Vedeți că sunt pe uh, culori, ca să zic așa, ca să puteți vedea toți vendorii. Avem prapuri cu galben, avem cu rost therapist, chiar cu galben, portocaliu, pisic albastru, uh, Ragman, mechanic și Yager. Deci avem aici toate uh, questurile care sunt în joc în acest patch, bineînțeles, dacă o, după ce o să se facă wipe-ul, este posibil ca unele questuri să se modifice sau să se adauge noi questuri, uh, dar acesta fiind un wiki relativ uh, updatat tot timpul și legat foarte mult de, de Tarkov. Nu știu dacă este un wiki oficial, dar totuși foarte, foarte bine structurat și făcut. Cu siguranță o să fie updatate și pozele respective și o să putem să uh, vedem dacă s-a schimbat ceva. După cum puteți vedea aici, noi în momentul de față vorbim despre versiunea uh, 12.9. Uh, Încerc să vă explic puțin toată chestia asta ca să vă dați seama despre ce este vorba aici. În primul și în primul rând v-am spus avem fiecare vendor pe uh, culori ca să ne putem da seama pentru fiecare vendor care sunt questurile pe care le avem. După aceea putem să avem, vedeți aici, avem un roz, culoarea lui Therapist de exemplu, uh, lângă prapur. De ce? Pentru că practic au aceeași, același quest și tu poți să alegi. Este un obiect, de exemplu, în cazul acesta, pe care trebuie să-l iei de pe o hartă să-l aduci, să-l dai uh, una dintre cei doi vendori. Ei îți oferă lucruri diferite, ca premii, ca să zic așa, pentru questul respectiv, dar nu poți să iei premiile de la amândoi. Deci, te uiți la premiile amândurora și alegi ceea ce vrei tu să primești și îl dai acelui vendor. Deci, unde vedeți culori amestecate ca să zic așa, este pentru că sunt este același quest, practic, dar pentru vendori diferiți și puteți să vă dați seama în, în funcție de culori pentru cine este. În ceea ce privește obiectele, după cum vă spuneam, aici puteți să vedeți obiectele respective. Vedeți la questurile unde sunt obiecte find in raid. Este foarte important de știut pentru cei care sunt noi, obiectele pentru questuri care sunt cerute, marea majoritate, trebuie să fiți atenți la, la ceea ce scrie acolo, dar aproape toate obiectele care sunt cerute de vendor pentru questuri sunt obiecte care sunt fending rate. De exemplu, dacă eu uh, mă uit la Therapist, la primul quest pe care îl are, este cu cele trei saleua cele trei saleoa, ca să mi le accepte, trebuie să fie fain din raid. Adică, dacă eu am un prieten care deja este level mai mare și poate să-mi aduc în raid să le cumpere el, de exemplu, de la vendor sau să... Uh, nu știu, să le cumpere de pe flea, să mi le aducă mie, mi le poate aduce, dar în momentul în care eu ies din raid și încerc să merg la vendor să îi le dau, nu mi le acceptă pentru că nu sunt fain din raid. Deci, soluția este ori să le găsiți în raid, să extrageți cu ele și să îi le dați, ori cea de-a doua soluție, dacă faceți level 1 la Med Station în uh, Hideout, puteți să le craftați acolo. Tot ce se craftează în Hideout este fine din Raid. Tot ce se găsește în Raid și se extrage fără smor este fine din Raid. Tot restul obiectelor nu sunt fine din Raid. Deci așa uh, trebuie să aveți obiectele. Ca să puteți să vă dați seama care sunt obiectele fine din Raid și care nu, uh, foarte simplu, puteți să mergeți să vă uitați pe fiecare obiect în colțișorul de aici din dreapta jos. Vedeți, este un cerculesc cu uh, ca asta pentru OK și pentru itemul ăsta la fel. În schimb, pentru alte iteme, item care nu sunt fain de re, vedeți că nu este acel lucru. Deci, așa vă dați seama uh, dacă obiectele sunt fain in re sau nu și atunci puteți da, să vă dați seama și de fapt dacă puteți să le folosiți pentru uh, quest-uri sau nu. Așa, mergem mai departe. Deci puteți vedeți aici obiectele de care uh, aveți nevoie. Și așa puteți să vă dați seama care sunt obiectele cele mai necesare pe care trebuie să le acumulați în hideout-ul vostru. Deci eu văd că la început am uh, saleoa. Să zicem că chestia asta nu mă ajută foarte mult pentru că oricum este primul quest practic deci o să-l văd în quest-uri că îmi cere 3 saleoa. Dar văd după aceea că îmi cere un uh, gas analyzer după care mai am un quest unde am încă două gas analyzere după care am patru morfine. Ceea ce înseamnă că dacă eu încerc să merg pe hartă și să-mi caut Gas Analyzer, dar găsești și o morfină, eu morfina aia o să-mi pun deoparte, pentru că imediat după, ca să zic așa, o să am un quest în care trebuie să dau patru morfine și credeți-mă că pare că jocul știe când ai nevoie de un, anum de un anumit obiect, pentru că... Uh, când nu ai nevoie de el, îl găsești foarte, foarte des. În momentul în care ai nevoie de el pentru un quest sau pentru ceva, pare că obiectul dispare de foarte multe ori de pe hartă și îl cauți rider și rider la rând și nu reușești nici cum să-l să, să găsești. Uh, trebuie totuși să luați în calcul toate chestiile astea și uh, questurile pe care trebuie să le faceți, dificultatea questurilor și cât sunt de multe, pentru că normal dacă eu sunt la început de wipe am stash limitat pentru că încă, încă nu i-am făcut upgrade-uri să îl măresc. Nu am case-uri în care să țin toate lucrurile și așa mai departe. Deci sunt la început în primele leveluri. De exemplu, nu o să merg să țin rip sau mai știu eu ce fel de uh, nebunii de genul ăsta care îmi sunt uh, utile spre sfârșitul questurilor, ca să zic așa. Adică o să-mi ia cu siguranță foarte mult timp ca să ajung aici. Acum normal, dacă le găsești și ai loc să le ții, le ții, dar în momentul în care uh, tu, să zicem, ești undeva la questul ăsta și uh, începi să ai o criză de spațiu în hideout și găsești un fuel conditioner, să zicem că l-ai pentru questul ăsta, nu o să ții chestiile astea și o să arunci ăsta. O să ții fuel conditioner sau, mă rog, orice item care este pentru un quest mai aproape le arunci pe astea, chiar dacă gen sunt 10 din astea și 5 din astea, când ajungi la levelul pentru textile, pentru questul lui Rackman, cu siguranță o să reușești să le adun din nou, o să ai hideout-ul foarte bine updatat și o să poți să le craftezi în hideout, deci o să ai o grămadă de posibilități după aceea să îl faci. Cam ăsta este modul, ca să zic așa, în care eu încep wipe-urile uh, și mă ajută foarte mult pentru că reușesc să trec de multe quest foarte urâte, ca să zic așa, uh, destul de repede. Pentru că știu exact care sunt itemele de care am nevoie când intr un raid, chiar dacă găsesc un item mai puțin mai valoros sau așa mai departe și găsesc un item care știu că uh, o să-mi fie util pentru questurile imediat următoare, Alex iau itemul respectiv, mă ajută să trec repede prin questurile astea unde uneori poți să pierzi foarte mult timp uh, ca să găsești niște iteme tâmpite și atunci mi este mult mai ușor să cresc levelul meu ca, ca PMC, să cresc levelul vendorilor ca să am acces la mai multe attachment-uri și la presuri mai accesibile, totodată să-mi creez și hideout-ul cu care pot să farmez bani, uh, cu care pot să mă ajut la ulterioare quest -uri. Deci, cam asta este modul prin care eu joc Tarkov la început de White, de după care normal începe partea de PvP. Uh, se merge mult pe arme semi full mod sau full mod armuri clas 4 5 și 6 și așa mai departe dar de început din punctul meu de vedere așa ar trebui să începeți ca să fie cât mai ușor pentru voi. Cam asta a fost pentru video tutorial de astăzi. Vă mulțumesc tuturor. Aveți un link în descriere pentru serverul nostru de Discord, pentru cei care vreți să intrați pe serverul nostru de Discord. Ne adunăm acolo o comunitate destul de frumoasă uh, cu jucători de Tarkov și nu numai. Ne ajutăm între noi, atât la făcut quest-uri, cât și cu informații și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumesc, lăsați un like și un coment dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut. Have fun, băieți!